Biblioteca județeană Ovidensu și Anu Hunedoara Deva a lansat astăzi a doua ediție a concursului de cultură generală Citești și câștigi. Motivația care a stat la baza inițierii și organizării acestui concurs a fost stimularea lecturii din toate domeniile în rândul elevilor din clasele 9-12, dar și testarea cunoștințelor acumulate de către aceștia în decursul anilor de școală. După succesul concursului desfășurat anul trecut între un număr de 8 colegii și licee din Deva, anul acesta concursul a devenit de anvergură județeană, la el participând elevi din 18 colegii și licee din județul Hunedoara. Atunci când am pornit la drum și am organizat concursul, am avut ca obiect de bază stimularea lecturii în rândul elevilor din clasele 9-12, dar și verificarea cunoștințelor acumulate de aceștia în anii de școală. Am atras astfel în citata competiție un număr mare de elevi care vor avea posibilitatea să se pregătească, să se documenteze, cu alte cuvinte să citească, pentru că la finalul concursului al cărui start s-a dat astăzi să câștige frumoasele premii puse în joc. 8 biciclete, 8 tablete, 8 telefoane mobile, 8 cartele telefonice, cărți, trofee, diplome, precum și alte premii surpriză. Dar dincolo de aceste frumoase premii, marele câștig al concursului reprezintă bogatul bagaj de cunoștințe pe care îl vor dobândi după ce vor fi parcurs, după ce vor fi citit bibliografia specifică fiecărui domeniu. Concursul se va desfășura în perioada ianuarie-iunie 2015. Astăzi, liceele participante au fost repartizate în 6 grupe prin tragere la sorți și au fost stabilite datele confruntărilor. Cum de te-ai hotărât să participi la acest concurs? Mi-au propus profesorii, mi-au spus temele și am fost de acord. Ok, crezi că vei câștiga sau liceul vostru va câștiga? Sper. Concursul Știi și câștigi este o idee ideală, genială, pot să spun, pentru tineretul din România, în mod deosebit. De ce? Pentru că bibliotecile au început să fie lăsate deoparte, nu se mai caută cărțile în forma veche și cea modernă și atunci poate ideea este undeva ok pentru că îi pune pe elevi, pe tineretul din ziua de astăzi să ajungă la frumusețile din trecut, în paralel cu cele din prezent și din viitor. Și cred că cultura este unul dintre motivele pentru care ne ajută să devină o civilizație modernă, de actualitate. Sper ca tineretul să aprecieze acest concurs și datorită faptului că sunt prezenți atâția tineri, se pare că se bucură de un real succes. Concursul va debuta în data de 4 martie 2015, iar finala mare va avea loc în data de 10 iunie. În cadrul grupelor preliminare vor avea loc 3 confruntări și doar o singură echipă se va califica mai departe. În cazul unei situații de egalitate la puncte, la finalul confruntărilor din grupe, echipa cu cel mai mare număr de răspunsuri corecte va trece în etapa următoare. Cele 6 echipe care au ajuns în sferturi vor fi împărțite prin tragere la sorți în 2 grupe. Din sferturi se vor califica în semifinale primele 2 clasate din fiecare grupă. În semifinale, prima echipă clasată din grupa A se va confrunta cu echipa situată pe locul 2 din grupa B, iar ocupanta locului 2 din grupa A va întâlni echipa clasată pe locul 1 din grupa B. Echipele câștigătoare din semifinale se vor întâlni în finală, iar celelalte 2 își vor disputa locul 3.